Gabi. Da, mai avem repede niște știri de azi noapte sau de aseară. Radu Drăgușin, impresionant. Meci perfect, Genoa-Roma 4-1. Drăgușin a jucat tot meciul, a anihilat pe Lukaku și a primit nota 7. Numai Gudmundsson a avut mai mult. Argumentul presei italiene, am tradus, adevărat stâlpa la apărării, a cedat puțin sau nimic unuia precum Lukaku. A fost cu autor și la golul 3. De asemenea, prestigiosul cotidian Roz l-a pus pe Drăgușin în titlu. De nedepășit, scrie Gazeta dello Sport, care a dat nota 7 în titlu, apare Internaționalul Român. Da, avem și reacții din partea lui Mourinho, dar nu despre Drăgușin. Mourinho a spus că a luat gol la fiecare șut pe poartă, că e mare ghinion. Îl curăță jucătorii, Gabi, pe Mourinho, crede-mă, la cum a început campionatul. Da, bă, duc cu 7-0 acum. Da, o să vedeți. Eu vă spun că nu-l prinde paltonul pe Mourinho, mai vorbim. Eu sunt la Roma e cald, nu-ți trebuie paltonul. Da, în fine, în da. Decembrie. Ia uite, uau, mamă, ia uite. Curios, mamă, da. Da. A avut 48 de ore în plus să se odihnească Genoa, a explicat Mourinho, și că la 2-1 Lukaku a marcat dintr-un de alea da 4, de alea da 4 că a avut 48 de ore. Da, 48 de ore cu 4. De 25 de ani câștigă trofee cu toată lumea și voi îl beșteliți. Care nu câștigă trofee? Ce trofee a câștigat în Italia? Păi da, bă, cupa, a luat titlul în Italia? Nu, cupa, nu, iubitule. Când dacă lua titlul în Italia, ziceam jos pălăria. Da, a luat Roma de 40 de ani titlul în păi Italia? Păi și atunci ce l-umfli atât? A luat Roma? Ai mă, fise, n-a mai câștigat ceva ca lumea Mourinho de când erau copii. De când erau, de când s-au născut gemenii mei, adică acum 10 ani. Să-ți trăiască. Sunt convins că prietenul nostru a fost în PR-ul lui Mourinho aseară. Pentru că asta a spus și Mourinho, a spus că vorbiți de mine că am cel mai prost sezon din istoria mea, dar nu uitați că recent am avut două finale cu AS Roma. Da. Așa e. Pierdute. Da. Una. Aia cea mai importantă. A spus că el este Mario Balotelli, l-a făcut și el praf, a spus că trebuie să-și asume până la urmă greșelile și a mai zis că din echipa Romei numai Lukaku ar fi putut să prindă loc la Juventus. Dejan Sorescu a dat și el un gol, echipa a pierdut, Rakovița a intrat la pauză, iată declarația lui Balotelli, numai Lukaku ar fi putut să joace la Juventus, asta i-a înfuriat și mai tare pe cei de la Roma, care îl contestă într-adevăr pe formuri, pe Mourinho, cap de linie trebuie să plece, au zis. Îl contestă și îl plătesc. Da. Am oferit aceste informații despre Sorescu, gol și despre Drăgușin, pentru că ne așteaptă dubla cu Belarus și Andorra. Ne bucurăm și că Ianis Hagi a primit 2 stele în ziarul Marca, a avut o evoluție bună, a fost blocat in extremis la marginea careului mic, a avut o lovitură de cap din apropiere, portarul a făcut minuni, după cum scriu spaniolii, iar la lovitură liberă de la 25 de metri, care se ducea direct sub bară, portarul de asemenea a intervenit miraculos. Astă seară avem și un meci interesant, Horia, ne uităm pe Prima Sport, cred că Prima Sport 1, Regecamp contra lui Cristiano Ronaldo la ora 18. Da, interesant. Unde e meciul? Prima Sport transmite campionatul din Arabia Saudită. Da. Campionat transmis de 10 de televiziuni din Europa și din lume. Presa din Italia l-a considerat pe Daniel Boloca protagonistul victoriei lui Sassuolo la Inter. A fost și solicitat la interviu la postul DSN. Boloca a spus că e un vis să joace la Sassuolo și un alt vis a lui a fost să joace pe San Siro. A explicat și ce îi cere antrenorul, să aibă curaj, personalitate, să se informeze mereu înainte și să joace simplu. A vorbit și pe Rai Sport. A zis că pe Inter și Juve le poți bate numai cu mentalitate. În fotbal asta face diferența. Ajungem la o știre extrem de interesantă. Războiul de la granița de est a României, din păcate, nu se mai termină. Prin intermediul UEFA, el s-a extins. Ceferin a decis să reprimească echipele de juniori ale Rusiei în competiții, numai că imediat au apărut reacții alarmante. 8 federații protestează. În afara Ucrainei, Suedia, Finlanda, Norvegia, Feroe, Danemarca, Islanda și Polonia. Și atenție, aseară, britanicii de la Sky au dat detalii de la ședința de marți din Cipru. Și aflăm despre Răzvan Burleanu. 3 din 5 vicepreședinți au fost împotriva deciziei. Englezii scriu că Răzvan Burleanu a profitat de statutul său și chiar a luat cuvântul în acea ședință. Discursul lui Răzvan Burleanu a fost împotriva echipelor din Rusia, numai că votul lui Răzvan Burleanu nu apare într-un fel, poate s-a abținut, scriu englezii. În favoarea deci, Rusiei, e interesant asta. Deci Burleanu a fost împotriva acceptării echipelor rusești? Da, a avut și un discurs în acest interesant. Sens. Da, a avut un discurs împotriva, scriu britanicii de la Sky.
Mergem pe mâna lor, au avut o deci împotriva, împotriva acceptării echipelor rusești. De 17 ani. A fost chiar putem traduce așa ca titlu, a fost împotriva lui Ceferin, dacă extindem un pic, pentru că Ceferin a propus asta. În favoarea Rusiei a votat suedezul Carl Nilsson, culmea, împotriva voinței Federației Suedeze, și a votat și italianul Gabriele Garvina în favoarea Rusiei. Iar în această dimineață în Bild apare o declarație în care Rummenigge spune că acei copii sunt nevinovați și vrea ca Rusia să revină în competiție, o spune Karl-Heinz Rummenigge. Corect, are dreptate. Da.